cenușărea sa. Hainele și încărțările mamei vitrege și ale surorilor mele, apoi să pregătesc cina, să spăl farfuriile, să calc rufele și să lustrez toată argintăria. Dacă asta să mă gândesc mai mult, ar fi inutil și aș pierde timpul. Mai bine mă apuc chiar acum de treabă. Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați, florilor. Vin acum să vă ud. Acestei fete este cenușăreasa. Cenușăreasa înseamnă acoperită de cenușă. Și așa cum vă puteți imagina, nu este adevăratul nume al fetei. Mama vitregă și surorile ei au hotărât să o poreclească așa, pentru că fata curăța în fiecare zi căminul și era mereu murdară de cenușă. Problemele cenușăresei au început după moartea mamei sale adevărate, atunci când tatăl său a hotărât să se recăsătorească. Femeia pe care a luat-o de soție avea și ea două fiice, care acum deveniseră surorile cenușăresei. După ce murise și tatăl ei, biata cenușăreasa rămăsese cu cele trei femei care o batjocoreau, nu-i dădeau de mâncare, o îmbrăcau în haine vechi și o tratau ca pe o sclavă. Ce șopârle drăguță! În ciuda tuturor acestor lucruri, cenușăreasa își păstrase firea blândă și accepta totul cu zâmbetul pe buze. Cenușăreaso, de ce pierzi timpul în loc să-ți faci treaba? Nu mai leneti! Dar, mamă, muncesc, nu vezi? Nu pierd timpul. Nu vreau să au nicio scuză. Ce ai? Ai surzit? Fetele mele te cheamă de mai mult de un ceas și tu, în loc să le răspunzi, pierzi timpul. Dar nu făceam... Ți-am spus că nu vreau să aud scuze. Întoarce-te imediat în casă. Gata. Mă duc acum. Cum nu te vei mai putea duce nicăieri? Până aici ți-a fost șoarece urât. Până aici! Te voi arunca de perete, apoi te voi fierbe în oală și vei deveni mâncare pentru pisică!
Te voi arunca de perete, apoi te voi fierbe în oală și vei deveni mâncare pentru pisică. Nu te rog, nu-l lovi! Dă-te la o parte! Te rog, surioare, nu faci asta! Cruță-i viața! A ieșit doar să caute mâncare pentru el și ceilalți șoricei! Nu te mai plânge atât! Dacă nu mă lași să mă ocup de șoarecele ăsta, îi voi spune mamei să nu-ți mai dea de mâncare o săptămână! Și să curăți toate ferestrele din casă! Ai înțeles? Dar... Ei bine, tu ai vrut-o! Fugi! Fugi, repede! Bravo! Uite ce ai făcut! O să aibă mama grijă de tine! Mama! Uite ce-a făcut cenușărea sa! Uite o trăsură! Cineva a venit să ne viziteze. Da, ajung acum. Vă aduc omagile mele. Mă aflu aici pentru a vă adresa o invitație din partea regelui. O invitație din partea regelui? Partea suveranului nostru? Mă scuzați că v-am lăsat să așteptați atât, poftiți. Mama! Genoveva e rea, trebuie să o cer! Nu e adevărat, nu ești chiar rea! Ești o mincinoasă, o vrăjitoare! Ia-ți mâinile de pe mine! Fetelor, potoliți-vă, nu este frumos ce faceți, nu e momentul să vă dați în spectacol. Nu vedeți că avem un oaspete? Ai, cine o fi și ăsta? Acesta este chiar ambasadorul regelui! Ambasadorul regelui? În această seară, la Palatul Regal, va avea loc un mare bal unde prințul își va alege viitoarea nevastă dintre toate fetele din regat. Ura! Bal! Așadar, domnișoarelor, majestatea sa m-a trimis să vă invit la balul din această seară. Acum vă rog să mă scuzați, trebuie să plec să invit la petrecere și celelalte fete din regat. Mă iertați! Soția prințului, cât de emoționată! S-ar putea să mă aleagă chiar pe mine, am visat întotdeauna să mă mări cu prințul, va fi o seară fantastică! Va fi o seară fantastică! Stai seama, ce frumos! Mă duc imediat să-mi caut o rochie pentru diseară! Cenușăreasă, pot să știu și eu ce faci acolo? Vreau să fiu nespus de frumoasă diseară! Vino imediat să ne ajuți, cenușăreasă! Mă gândeam eu că n-o să fiu invitată la balul prințului. Oricum nu aveam nicio rochie în care să mă duc. Mi se pare că lipsește ceva. A, desigur, îmi trebuie câteva fundițe. Cenușăreasă, leagă-mi câteva funde pe rochie mai repede, înțeles? Ne grăbim! Desigur! Pieptarea dura mea trebuie să fie perfectă! Desigur! Cenușăreasă! Mergi și caută-mi colierul de perle, nu-l găsesc pe nicăieri, nu știu unde! Desigur, mă duc imediat! Și dacă tot te duci, aduc și mie colierul de smaralde, vreau să mi-l pun la gât diseară! Desigur! Ah, ce leneșe e! Cenușăreasă, lustrește-mi și pantofii, vreau ca diseară să strălucească! Desigur! Spune-mi, ți-ar plăcea să vii cu noi la bal, nu-i așa? Nu, dragile mele surori. Știu că un palat regal nu e locul potrivit pentru mine. Locul meu e aici. Oh, chiar ai dreptate de data asta. Dacă ai merge la bal așa murdară și plină de cenușă cum ești, toată lumea ar izbucni în râs. Îți imaginezi?
surorile mele au plecat la bal, iar eu trebuie să rămân aici singur. Ce plângi? Plâng pentru că aș vrea și eu. Aș vrea. Ai vrea să te duci împreună cu surorile tale la bal, nu-i așa? Nu asta voiai să spui? Tu cine ești? Eu sunt o zână bună. Dacă îmi promiți că vei fi mereu blândă și generoasă așa cum ești acum, te voi ajuta să mergi la balul dat de rege. Poftim! Chiar așa. Fugi în grădină și adun cel mai mare dovleac pe care îl găsești. Dovleacul acesta îmi pare destul de mare. Da, e perfect. Abracadabra. Ce frumos! Ei, ce spui, îți place? Oh, da, e splendidă! Dar nu ne va folosi la nimic dacă nu avem căluți, zână. N-avea grijă. Ne vor ajuta prietenii tăi. Prietenii mei? Nu înțeleg. Haideți afară, avem nevoie de voi. Oh, ce mai face șoriceilor? Și tu și o pârlă. Abracadabra, hocus pocus. Bibidi, bodidi. Shalagadim, shalagadim. Chikadum, bum bum. Așa, foarte bine. Acum totul e gata, poți merge liniștită la bal. Adevărat, dar nu mă pot duce îmbrăcat așa. Ai dreptate, am uitat de lucrul cel mai important. Abracadabra. E cea mai frumoasă rochie pe care am văzut-o vreodată. Și asta nu e tot? Iată și niște pantofiori. Pantofiori de cristal? Ce frumoși sunt! Mă simt ca și cum aș visa toate acestea. Nu e un vis, însă vraja nu va dura decât până la miezul nopții. Ai multă grijă, cenușărașo. Când orologiul va bătea miezul nopții, totul se va transforma la loc în ceea ce a fost. Amintește-ți să pleci de la bal înainte să se desfacă vraja. Am înțeles. Am să mă întorc înainte de miezul nopții. Toate fetele din regat au venit la acest bal, din păcate nu-mi place niciuna. Cât de frumos e prințul! Adevărat, aș da orice să vină să mă invite la dans. Ce spui? Eu voi dansa cu prințul, ai înțeles? Închide gura! Dacă va dansa cineva cu el, asta eu voi fi aia! Tu, draga mea! E adevărat! Nici în visele tale! Da, da! Eu! Cine te crezi, eu voi dansa cu prințul, eu, ai înțeles? Eu voi dansa cu el! Potoliți-vă! Vreți să stricați totul cu certurile voastre prostești? Didi! Didi!
Scuzați-mă, principe, a sosit la palat o fată nespus de frumoasă pe care n-a mai zărit-o nimeni prin aceste părți până acum. Da? A? Vai, cum arată extraordinar! Ce frumoasă! Vai, dacă de frumoasă e! Da, da! Vai, cât e de frumoasă, maiculiță! Dar cine-o fi? E frumoasă! Da, 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 e frumoasă! Nici eu n-am mai văzut până acum o fată atât de frumoasă! Dar cine-o fi? Vreau să spun că niciodată n-am mai văzut o fată atât de frumoasă în afară de tine, regina mea. Mă scuzați, îmi veți face onoarea de a-mi acorda acest dans? Cu multă plăcere. Orologiul tocmai bate miezul nopții. Ha? Trebuie să fug. Ei, nu, nu, vă rog, așteptați. Când orologiul va bate miezul nopții, vraja se va destrăma și totul se va întoarce așa cum a fost. Amintește-ți să părăsești palatul înainte de miezul nopții. Așteptați. Opriți-vă, vă rog, stați. Stați puțin. Repede, cenușăreasă, fugi, e târziu! Ha, li, li! Bună ziua! Astăzi nu am sosit la porunca regelui, ci din dorința fiului său, prințul. Prințul? Ce bine! În sfârșit ne-a sosit și nouă rândul. Rândul? La ce? Auziți, eu nu-mi spune că nu știi despre ce e vorba. De ieri seara numai despre asta se vorbește. Ea nu are de unde să știe. Nu-ți aduci aminte că nu a venit cu noi la bal? Da, am să explic eu. Prințul a decis să ia de soție pe cea căreia îi se va potrivi acest pantofior din cristal. Ha! Haideți, fetelor, trebuie să încălțați acest pantofior cu orice preț. Să-i liniștit-l probez eu prima. Nu, drăguță, eu îl voi încălța. Ba, nu eu! Ba, eu prima! Liniștiți-vă, vă rog. Nu contează cine îl încearcă prima. Nu-i se potrivește. Vai mie! Acum e rândul meu. Știu că pantofiorul mi se va potrivi ca durnat. Ei, fetelor, știți ce v-am spus? Dacă pantoful nu vi se potrivește, trebuie să vă tăiați un din picior și să-l faceți să vi se potrivească. Nu se poate așa ceva, vai. Nu se poate. Vă rog, lăsați-mă să încerc și eu pantofiorul. Ce tot spui acolo? Nu te simți bine? Cenușăreasă! Ai nebunit cumva? Cum poate să ți se potrivească dacă tu nici măcar nu ai venit la bal? Vă rog, are și-a dreptul ca toate celelalte fete să încerce pantofiorul și apoi prințul mi-a ordonat să ofer acest pantofior absolut tuturor fetelor din regat.
Poftim, poftim! Așa ceva e absurd! Abracadabra! Tu erai? Ura, am găsit-o în sfârșit pe fata misterioasă, am găsit-o pe soția prințului! Da! De scuze, draga mea. Aș vrea din tot sufletul să mă ierți pentru că te-am făcut să suferi. Ne-ai invitat să trăim cu tine la palat după tot ce ți-am făcut. Ești bună și generoasă cu noi. Cât de frumos! Îmi pare rău pentru că te-am chinuit și pentru că am râs de tine. Desigur că vă iert. Voi sunteți familia mea și aș vrea să veniți la palat și să-mi rămâneți mereu alături. Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Productions. Au dublat în limba română Carmen Palcu, Silvia Gâscă și Marius Săvescu. Inginer de sunet Radu Florea. Regia Laurean German. Traducerea Manuela Stoicescu. Coordonator Ana Maria Chivu. A cântat Veneția Ghiță și Carina Ghiță. Luminoasă e doar steaua ta, cea care